Și o bubuitură? Da, bubuitură. Noroc că s-a deschis poarta, l-a aruncat în plouă, l-a luat după trotuar, că dacă prindea, îl drogea. Asta a fost noroc. Dar omul ce făcea? Aștepta să treacă pe trecerea de pietoni? Nu, domnule, erau mașini, două, trei mașini, trecea cineva pe trecere. El n-a mai avut timp să... Ce mai mă, dă-i la televizor acum. N-a avut timp să oprească, că intra în ele, a tras dreapta, scârțâit, bordură, și a intrat în nou. Omul trecea pe... Și ce a făcut? L-a împins prin poartă? Prin poartă l-a împins prin poartă. În curte, asta a fost norocul lui. S-a deschis poartă. Deci, bă, la fel îți vorbea. Vă dați seama, v-a zis, 7 lei și am așa. V-ați speriat? M-a speriat, obligat să mă zic buitura aia. Unde întâi, bine. Și victima cum era? Ați văzut? L-ați era conștientă. Era? Vorbea la telefon. Dar s-a zis acolo pragul ăla în curte, acolo, că nu mai putea, picioare, ceva are. Nu. Analiza, da? Imediat. Zero? Nu puneți mâna pe da. Să văd și eu. Butonul de alta, imediat vă rog. Ia uitați. Zero, da? Era zero. Chiar curbea absurdului. Este zero, deci nu da, am. Da, da, e regulă.